Ciprian Florescu, vicepreședinte PSD Gorj, a confirmat că deputatul Victor Ponta va ajunge în Gorj la sfârșitul acestei săptămâni. Campania electorală pentru parlamentare debutează pe 11 noiembrie, iar Ponta deschide lista la Camera Deputaților. Săptămâna aceasta, spre sfârșitul săptămânii, avem promisiunea că va participa la o întâlnire cu toți membrii Comitetului Executiv. Încă nu avem certitudinea, dar din discuțiile avute și între noi și înțeleg și în ceea ce privește o idee pe care am înaintat-o domnii sale, va fi prezent și vom discuta toate problemele partidului pentru perioada următoare. Mă refer aici, evident, la perioada de campanie. Surse din interiorul PSD susțin că unii socialdemocrați abia așteaptă să ajungă fostul premier în Gorj și să detensioneze atmosfera creată după ce Ion Călinoiu și Ion Ciocea au depus candidaturile din postura de independenți la alegerile parlamentare. Florescu a negat însă că acesta ar fi rolul lui Ponta. Nu discutăm pe ce se comentează. Domnul Victor Ponta este firesc să fie prezent la Târgu Jiu, este candidat, este cap de listă la Camera Deputaților. Nu este nimic în neregulă ca domnia sa să fie prezent. Ba, ar fi fost în neregulă dacă n-ar fi fost prezent în campanie la Gorj. Este candidatul nostru și sigur că ne mândrim cu acest lucru și vom încerca să beneficiem de imaginea domniei sale, de performanțele pe care le-a avut guvernul Victor Ponta. E o chestiune firească. Victor Ponta nu a mai venit în Gorj în ultima perioadă din cauza problemelor din justiție. El se află sub control judiciar într-un nou dosar penal, iar vizitele săptămânale la postul de poliție l-au împiedicat pe fostul premier să participe la deschiderea anului școlar, eveniment la care și-a anunțase prezența și de la care nu a lipsit în ultimii 5 ani.